Cum îl chema, mă, vere? Two-wheeler. Ia postat? Da, vă. Am venit eu prea târziu, trebuie să te asiguri. Bă, nene, ești sănătos? E prea șmecher București, ce-mi place. Orașul tuturor posibilităților. Dă-l pe ăsta. Mamă, vărule, ce-ai băgat? Pe bune? Pe bune, nu știi să te uiți când ieși? Am venit eu prea târziu, trebuie să te asiguri. Ce ok, mă omor și după... Coi, cică, cică ai venit prea târziu. Ok? Ok. Ia uite. Dacă stăteam pe banda 2, nu mă plonja? Mă plonja, că nu s-a uitat. De asta, pe motor și scooter trebuie să fii atent pentru toți din trafic și pentru toți din jurul tău, nu doar pentru tine. Pe 5M, pe 5M. Ia uite-l pe ăsta, bă, băiatul nebun. Bă, nene, ești sănătos? Bă, nene! Futu... Băga mea și p***. Ia uite, ia uite. Bă, bă. Aia zic, bă, tu ești mecher, bă. Ia uite supozitorul unde era. Chiar aveam nevoie de un supozitor. Cred că ești puțin și pe interzis. Și cu un cărucior furat. Și cred că încalcă mai multe legi și nu doar faptul că merge pe carosară. Da, Pigman, da. Asta ar fi cel mai evident lucru. Dar chiar, mă, Pigman, nu vei tu să cumperi Audi-ul? Trăiți ar familia ta, pe bune, zic. Că și așa voi Audi, ce dracu ești prost? Am două difuzoare, numai difuzoarele astea 2500 de euro. Dar este București, orașul tuturor posibilităților. S-ar putea să nu intre ăsta așa. S-ar putea să nu se uite el. Haide, mă, ce faci? Uite-te unde l-a lăsat. Trebuia să urci acolo, lângă scările alea. N-are voie, bă, să meargă încet peste liniile de tramvai, trebuie să zboare. Că el n-are timp de irosit. Hiking straight, mamă. Mamă, ce era să-mi rup muia. Ăsta a oprit ca p***, nu știu cine e, român. Nation Cycling Federation. Ben, te uită-l pe ăsta. Dă și el o leacă pe avari. Stai acolo. După ce că stai ca supozitorul, măi, și ești ca supozitor. Ce face, mă, ăsta a blocat banda de autobuz. O, bosule, stai bine, tata, aici, pe o oprire interzisă. Hai să trăiești. Mamă, o bandă jumătate ai ocupat cu vetre. O bandă jumătate ai ocupat. Bă, dar Gudeanu ce face? De tramvai cu tine. Pe masă. Ce? Pe masă. Nicio jenă, niciun stres. Ce-i pe oprire interzisă? Ha, ha, ha. Ce mă bucur. Ha, ha. Ia-i pe ea. Stăteați acolo, șomul docilor. Stăteați pavarii. Gata, nu mai stați pavarii. Lăsați, căutați-vă parcare. Să mai zic că n-are nicio gară cu condusul, nu mai zic, că după îmi iau hate. O să zic doar că nu prea stă bine cu încadrarea. Ma! Da. mai zic ceva, nu mai zic nimic. Oprire interzisă și ăsta. Păi, pre șmecher București, tu ce-mi place. Doamne, ce-mi place în București. Cel mai șmecher. Să ai mașină 3-0, evacuare, forță, să turezi motorul prin centru, că ești șmecher. Și eventual, dacă ești cu golanul, să-l lași pe unde vrei, că te doare fix în... Nu dăm semnal, domnul polițist. N-avem semnalizare. Yeah. Deci că l-auzi? Ia să vă urmăresc eu, să vedem ce greșeli mai faceți. Omul meu să face urme de PD. Ce-mi place, îmi plac bicicliștii ăștia tari. Uite bă cum și-a pus janghinos. De nu vezi nimic de el. Am prioritate acolo, doar ca idee. Bă, bă, ce avea la mă? Ce-ai băgat? Cu cine dracu să ceartă ăla? Că m-a făcut curios. Ma. Bă! Nu, era o mașină dată peste cap. N-ai văzut? Era o mașină. Ta, ești șmecher, bă. Bravo, un șofer șmecher. Ești pe contrase în stat, doar ca idee. Ma. Da. Dar pe el nu-l interesează și nici măcar nu se oprește pe dreapta, să mă lase să trec. Ăsta dă flash-uri, ce ai, mă? Ce ai, ești handicapat, e verde. Doamne, săracul. Cred că a trecut pe roșu ăsta. E așa îmi pare. El n-avea sigur verde tramvaiul ăsta. N-a, era imposibil să vină. Să tragi tramvaiul pe dreapta. Verde la mine și să fie și la el foarte bas. Dă-te-n p***. Ăla cu Peugeot e mai șmecher el așa și de-aia. El nu e fraier să stea în coadă. E mai șmecher și de asta. Doar nu e fraier să dea semnal. Doar fraierii dau semnal. S-au făcut accidentul? Ne, altul care a făcut accidentul. Mamă. Haide, nu te supăra pe mine că vreau să mă bag și eu. Hai. Ia mă